lei. La nivel național au fost confirmate 13.512 cazuri pozitive cu coronavirus. Numărul deceselor a crescut la 803. În Prahova sunt înregistrate 70 de cazuri de pozitiv cu coronavirus, iar numărul deceselor a crescut de când nu ne-am văzut la 3. 70 de cazuri pozitivi, 3 decese. În ciuda cifrelor care nu sunt foarte, foarte îmbucurătoare, iată, astăzi președintele Iohannis a ieșit cu vești bune, ne-a anunțat că de pe 15 mai nu va mai prelungi starea de urgență. Data de 14 mai este ultima zi în care avem stare de urgență, a declarat președintele Iohannis. Din 15 mai, pentru a ține epidemia sub control, vom intra în stare de alertă. Ceea ce înseamnă că toate restricțiile se mai îmblânzesc un pic, iar toată starea asta tensionată se mai relaxează. Oamenii vor putea să circule în interiorul localității de domiciliu fără a completa o declarație pe proprie răspundere, dar președintele a atenționat pe români că nu este bine să exagerăm în condițiile în care epidemia nu a trecut. Măsurile de mișcare mai liberă nu se aplică însă în localitățile aflate în carantină, iar deplasările vor fi restricționate pentru a părăsi localitatea de domiciliu, cu câteva excepții, în interes de serviciu, pentru rezolvarea unor probleme medicale și pentru sport individual, cum ar fi mersul cu bicicleta. Deci, pentru serviciu, pentru rezolvarea problemelor de natură medicală și, iată, pentru bicicliști, care sunt foarte, foarte privilegiați, vor fi foarte privilegiați după 15 mai. Președintele a anunțat că se vor redeschide saloanele de coafură, frizeriile, cabinetele stomatologice, muzeele, dar toate în condiții speciale de distanțare și de igienă. Cu toții vom purta mască în spațiile publice închise, în transportul public în comun, a anunțat președintele Iohannis. De asemenea, sportivii de performanță vor putea, în condiții foarte speciale, după cum a spus președintele, să înceapă cantonamentele, dar bazele sportive nu se deschid pentru amatori, a avertizat Klaus Iohannis. Așadar, sunt foarte, foarte curios cum se va desfășura, cum vom fi obligați, cine va obliga pe un ploieștean care se urcă, nu știu, în troleibuzul 44, dau acest exemplu pentru că mi este foarte familiar, să poarte mască. Dacă respectivul nu poartă mască, ce se va întâmpla? Ei bine, există un răspuns. Secretarul de stat Raed Arafat a anunțat că șoferul este cel care ar trebui să ia atitudine în cazul în care unul dintre cei care se urcă în autobuz, în troleibuz, în tramvai, nu poartă mască. Șoferul trebuie să conducă autobuzul, troleibuzul sau, dacă este vadman, să se ocupe de tramvai, nu să umble din om în om să verifice la măști. Da, mă rog, rămâne de văzut, poate că aceste lucruri se vor clarifica. La fel cum s-au clarificat, de exemplu, niște date care țin de examenele de bacalaureat și de evaluare națională. De exemplu, examenul pentru evaluarea națională va începe pe 15 iunie, iar cel de bacalaureat pe 22 iunie. Se va începe cu probele scrise și urmează după aceea probele de competențe. Cel puțin așa a anunțat ministrul educației Monica Anisie. A avut astăzi o întâlnire cu parteneri și din zona societății civile, din zona asociațiilor de părinți, de elevi, etc. Și se pare că au căzut de acord pe acest calendar. Foarte, foarte important pentru toți elevii de clasa a 12-a. Cel puțin pentru ei, ministrul educației a precizat că programa pentru examenul de bacalaureat conține mai puțină materie comparativ cu anii trecuți, fiind eliminat conținutul din semestrul 2. Deci elevii vor da examen din ceea ce au făcut până când s-a intrat în starea de urgență, până când școlile au fost închise. Colegii din regie mă anunță că alături de noi se află domnul Călin Fiorel, directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova. M-au anunțat, dar se pare că nu este alături de noi. Bună seara, domnule director! Bună seara dumneavoastră și bună seara telespectatorilor! Vă mulțumesc, domnule director, că ați acceptat invitația noastră. V-am invitat pentru că ar trebui spuse niște lucruri. Noi ne întrebăm cât de sigure sunt
acum căminele de bătrân, pentru că am mai vorbit cu dumneavoastră în această emisiune, ne-ați spus ce măsuri s-au luat și lucrurile păreau să meargă într-o direcție foarte bună în Prahova. Să sperăm că vor rămâne pe această direcție, numai că între timp un pic s-au schimbat datele problemei. În orașul Băicoi, mai precis într-un cămin din cartierul Liliești, unul dintre angajați a fost depistat pozitiv săptămâna trecută, dacă nu mă înșel. S-au luat măsuri, dar aș vrea să vă întreb, să vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți exact ce s-a întâmplat, ce măsuri s-au luat. Sigur. După discuția care am avut-o la emisiunea trecută cu dumneavoastră, la câteva zile, Direcția de Sănătate Publică a început testarea salariaților din toate căminele pentru persoanele adulte cu dizabilități. Vorbim de 700 de salariați care au fost atât în prima tură de izolare la locul de muncă, cât și cei care erau la domiciliu în primele 14 zile. Urmare efectuării acestor teste, din cele 700, un test al unui salariat de la centrul de la îngrijire și centrul pentru îngrijire și asistență de la Liliești Băicoi a ieșit testul pozitiv. Da. La COVID-19. Bineînțeles că imediat ziua următoare s-a trecut la testarea tuturor beneficiarilor, 101 persoane în vârstă. Toate aceste teste au venit cu rezultat negativ. Salariatul care a fost testat pozitiv a fost internat la Spitalul de Boli Infecțioase. Chiar alaltă eram vorbit cu cei de la Direcția de Sănătate Publică. Nu are o problemă deosebită în momentul de față. Am înțeles că urmează un tratament. Dar cel mai important lucru care trebuie comunicat este că în rest absolut toate testele au fost negative. E așa foarte important acest lucru, da. Din punctul de vedere al siguranței, atât a salariaților cât și a beneficiarilor care oricum reprezintă o categorie vulnerabilă, putem să stăm liniștiți. Da, e foarte bine pentru că, repet, am mai discutat pe acest subiect în alte zone din țară și foarte pregnant în anumite țări, în zona aceasta a căminelor cu persoane mai în vârstă au fost înregistrate niște situații absolut dramatice. La noi în țară, Galați, Arad, nu, zonele acestea au fost foarte afectate. Vă dați seama că și pentru noi a fost o surpriză neplăcută, cel puțin pentru mine a fost un șoc, deși poate că la prima vedere un singur test din 700 nu e mult, dar când vorbești de persoane în vârstă, toți cu afecțiuni cronice, e un mare pericol și chiar ne gândeam la toate măsurile care le-am luat din timp, că uite că se poate întâmpla și atunci când iei măsurile cele mai bune. Dar din fericire putem să spunem că poate acesta a fost un test care, e un mister și pentru noi. Deci salariatul care a fost testat pozitiv era din prima tură. Deci el practic a fost testat în a 14-a zi de izolare la locul de muncă. Deci el n-a ieșit 14 zile de acolo și totuși a fost testat pozitiv. Rămâne să vedem ce se întâmplă zilele următoare. Dacă el va fi, am înțeles că e posibil să se mai facă teste ulterioare la acest salariat. Și dacă ele vor fi negative, înseamnă că totul e în regulă și putem să stăm liniștiți cu toți. Domnule director, îmi pare, nu v-am auzit în ultimul minut, nu am auzit exact ce a spus, nu știu dacă dumneavoastră m-a auzit pe mine. Deci, sperăm. Perfect, acum vă aud. Acum vă aud. Pentru salariatul care este internat, fiindcă el este singurul care ar putea să aibă o problemă în momentul de față, și dacă testul al doilea, al treilea este negative, stăm cu toții liniștiți, că înseamnă că a fost practic o alarmă falsă și nu e cazul să ne panicăm. Trebuie spus, domnule director, că angajatul de la Liliești nu face parte din rândul cadrelor medicale. Dumnealui este instalator, nu, din ce am înțeles, la căminul respectiv. La centrul de la Liliești. Da, și contactele dumnealui cu cei aflați internați, cazați, nici nu știu cum să îi denumesc, nu au fost, știu eu, la fel de dese cum ar fi fost dacă era vorba de un cadru medical, un asistent, o asistentă medicală, etc., un medic. Sigur. Nu prea, deci acest salariat nu intra în centru foarte des decât dacă se întâmpla ceva, exista vreo defecțiune. Da. Practic el are un singur coleg cu care a intrat mai mult în contact, care a fost și dânsul testat și este negativ. Acest coleg este izolat la domiciliu timp de 14 zile, deci practic nu iese. Chiar am vorbit sâmbătă și cu cei de la DSP și cu acest coleg. Respectă măsurile ca toți ceilalți. Și pot să vă spun ceva, dacă, nu știu, acum nu vreau să fiu acuzat că dau informații.
Chiar acum o jumătate de oră m-a sunat colega mea de la centru, de la Liliești, Da. directoarea de acolo, care este și dânsa izolată la locul de muncă, domnul despre care vă spuneam că a fost internat la boli infecțioase și a sunat colegii că a fost externat, că e în regulă, că i s-au făcut 3 sau 4 teste și toate au ieșit negative. Doamne ajută, e o veste bună Dar și nu să sper. avem, nu avem nicio hârtie oficială. L-am rugat să trimită la resurse umane, compartimentul resurse umane, o bilă de externare, ca, nu din alt motiv, ci ca să stea toată lumea liniștită și să fim în regulă. Vreau să-l salut și pe jurnalistul Sebastian Ignat, s-a alăturat discuției noastre. Salut, Sebi, îți mulțumesc că ești alături de noi în această seară. Bună seara, Victor, mulțumesc pentru invitație, salut și pe invitatul tău. Domnule Bună seara! director, câte astfel de centre funcționează în Prahova și nici nu știu cum să mă refer la cei care sunt în aceste centre. Sunt internați, sunt cazați, nici nu știu, asistați, nici nu știu cum să-i denumesc. Sunt 12 centre pentru adulți în Da. județul Prahova și acești oameni care locuiesc acolo sunt beneficiarii ai sistemelor de asistență socială din tot județul Prahova. Ei sunt beneficiari, unii dintre ei plătesc o contribuție Da. ca să locuiască acolo, care poate să fie maxim 900 de lei. Unii care nu au niciun fel de venituri și nici aparținători nu plătesc niciun fel de contribuție, se suportă integral de la bugetul județului. Și avem un număr aproximativ al Da. beneficiarilor? În prezent, în centre sunt 1015 beneficiari adulți. Nu 1015. vorbim, mai există și centre de copii, număr de 7. Da. În prezent, aproximativ 350 de copii locuiesc în aceste complexe sau căsuțe. Apropo de centre, astăzi am făcut o solicitare către cei de la Direcția de Sănătate Publică, cărora, prin intermediul emisiunii dumneavoastră, vreau să le mulțumesc pentru operativitate și profesionalismul de care au dat dovadă în ultima perioadă. Poate ne ajută să testăm și salariații de la centrele de copii. Chiar dacă poate, conform declarațiilor specialiștilor, copiii sunt o categorie mai puțin vulnerabilă, Da. totuși ar trebui să fie testați și salariații de acolo ca să știm sigur că totul este în ordine. Salariații din cele 12 centre pentru persoanele în vârstă au fost testați cu toții, nu? Toți, absolut, Toți. da. Și nu a apărut nicio problemă, totul este în regulă. Este în regulă. Dar v-am spus, acesta a fost singurul test pozitiv, cel de la Liliești. Și atunci, domnule director, la întrebarea noastră cât de sigure sunt căminele de bătrâni în Prahova, putem spune că în acest moment sunt sigure. Foarte sigure, da, absolut. Pentru că, iată, sunt peste 1000 de beneficiari, din ce ne-a spus dumneavoastră, Da. înseamnă că sunt foarte mulți prahoveni care au rude, cunoștințe, etc., în astfel de Cu centre. siguranță, Sunt oameni da. îngrijorați, sunt curioși. Sunt îngrijorat și chiar cazul ăsta a stârnit un pic de panică în comunitatea acolo în Băicoi, dar nu știu, poate că așa suntem noi, ne panicăm un pic mai repede. V-am spus, faptul că sunt sigure aceste centre și că s-a și dovedit, este rodul și măsurilor care le-am luat din timp. Adică, înainte să înceapă toată, cum să zic, nebunia asta, că este Da. o... Noi am luat niște măsuri că am limitat foarte mult accesul. Deci, aparținătorii, chiar practic de la începutul lunii martie, n-au mai intrat în centru. Beneficiarii țin legătura altfel cu ei, telefonic sau prin video call. Furnizorii de alimente nu intră, preluăm noi alimentele de la poartă. La spital, numai cazurile foarte urgente merg și în momentul când acești beneficiari merg la spital și rămân internați o zi, două, trei, așa, și au luat contact, tot pentru a evita, ei merg 14 zile la un centru de carantină care îl avem, practic, care l-am făcut noi, un centru de triaj, unde îi monitoriza 14 zile și dacă nu e niciun fel de problemă, se întoarce în locația de unde a venit. Sebi Igna, dacă ai o întrebare pentru domnul director, ești invitatul meu, te rog. Da, eu în primul rând vreau să-l felicit pentru rezultatele bune de până acum. Sunt convins că au existat eforturi însemnate pentru a menține nu neapărat ordinea, cât măcar sentimentul de siguranță al beneficiarilor și al rudelor lor în această perioadă complicată. Și aș vrea să observ, n-am o întrebare să-i pun domnului director, aș vrea să observ de fapt că, uite, pericolul nu vine de fapt din zonele
unde există o preocupare serioasă în gestionarea acestei situații, ci pericolul vine de pe stradă. Pericolul vine dintr-o zonă pe care, din păcate, cu toate amenziile, cu toate controlele, cu toate filtrele din această perioadă, nu sunt sigur că o vom putea controla așa cum trebuie. Da? Aș vrea să revin la ceea ce am mai repetat și la tine la emisiune și în cadrul altor întâlniri cu jurnaliști și cu oameni din administrație și să spun că orice mesaj transmis în această perioadă trebuie privit cu încărcătura necesară. Trebuie să luăm în considerare că orice vorbă ne iese pe gură poate avea efect necalculat în cadrul larg al publicului care urmărește sau care poate beneficia de aceste informații. Și în Sunt acest perfect de acord spirit cu aș tine, vrea să Sebi, remarc, și aș sunt vrea să, bucuros, da. sunt bucuros de faptul că putem să facilităm la transmiterea mesajului domnului director, care, iată, e de natură să dea încredere oamenilor, celor care au rude, care au cunoștințe în centrele care găzduiesc oameni în vârstă. Și iată, la noi în Prahova este bine, ceea ce înseamnă că o treabă făcută cu seriozitate și cu simțul răspunderii și cu responsabilitate, iată, are efecte pozitive. Da, nu știu dacă în Prahova este bine, dar sunt convins că în ceea ce privește Nu, în zona aceasta, a căminelor locațiile, pentru persoane în vârstă. zona de preocupare profesională a domnului director, Da, lucrurile exact sunt la sub asta mă refer, control, ceea da. ce este foarte important. Da? E foarte important pentru că trebuie să avem grijă de toate categoriile, iar bătrânii noștri, da, sunt pe primul loc în această perioadă, mai ales cei care, iată, au nevoie să beneficieze de astfel de servicii publice, da? Pentru că sunt cei Totuși, mai vulnerabili, din păcate, sunt cei mai vulnerabili. Iată, în Prahova, din acest punct de vedere, stăm bine. Și, domnule director, vreau să vă spun că, nu știu dacă e pentru prima dată, dar de foarte puține ori l-am auzit pe colegul meu, Sebastian Ignat, vorbind așa de bine de un om din administrație, ceea ce nu pot decât să vă felicit. Să știți că, de obicei, Sebastian e rău și mușcă din cei din administrație. Iată-l de această dată, da. vă felicită și apreciază activitatea dumneavoastră. Mulțumesc și eu foarte mult pentru aprecieri și vreau să fiu foarte sincer cu dumneavoastră să vă spun. Nu sunt genul care să laud. Trebuie să, mai departe să aduc și eu mulțumiri domnului președinte al Consiliului Toader, Bogdan, fiindcă vă spun că fără banii la timp, în această perioadă, n-am fi reușit să ne descurcăm, fiindcă am fost nevoiți să cumpărăm foarte multe materiale de la începutul lunii martie și am avut banii aceștia la timp. La fel, fără colegii care sunt acum izolați la locul de muncă și care, v-am spus și data trecută, au reacționat extraordinar de bine. Deci, practic, această ordonanță militară a venit joi noaptea și noi vineri, până la ora 12, eram deja organizați. Cine intră în primatură, cum se descurcă circuitele, absolut totul. Deci, a fost o muncă și în perioada asta țin legătura nu numai cu șefii. Deci numărul meu de telefon este public, țin legătura cu fiecare salariat care simte că poate nu comunică foarte bine cu șefului direct și are nevoie de o asigurare pe mai departe că tot o să fie în regulă, fiindcă nu e ușor să stai 14 zile izolat la locul de muncă fără familie. Deci vreau să le mulțumesc public și v-am spus încă o dată și celor de la Direcția de Sănătate Publică care s-au mișcat foarte repede. Deci noi practic câteva zile am făcut cu ei echipă. Și totul a mers exact cum trebuia să meargă. Și așa să meargă bine în continuare, domnule director. Vă Să dea mulțumesc tare mult Dumnezeu. pentru intervenția dumneavoastră. Și eu apreciez activitatea dumneavoastră și a colegilor dumneavoastră pentru că rezultatele vorbesc de la sine. Să dea Dumnezeu ca lucrurile să meargă spre bine și să nu înregistrăm cazuri grave sau cazuri pozitive în zona de care vă ocupați dumneavoastră, de căminele de bătrâni. Multă sănătate, domnule director. Mulțumesc Vă și mai eu aștept foarte în mult, o această seară bună. emisiune și vă mulțumesc încă o dată. Vă Multă salut. sănătate și seară frumoasă. Numai bine, o seară bună.
Sebi, acum am rămas între noi. Astăzi președintele Iohannis a ieșit și a anunțat o relaxare, trecerea de la starea de urgență la starea de alertă, începând cu 15 mai. Putem să ieșim pe stradă fără declarații pe proprie răspundere. Important este să nu părăsim fără motiv absolut întemeiat și sunt doar câteva motive pentru care putem părăsi localitatea de domiciliu, adică nu putem merge, știu eu, la mare, la munte, decât dacă mergem pe bicicletă, din ce am înțeles, sau dacă spunem că mergem să luăm o pastilă ca să ne treacă durerile de cap, mergem la Vama Veche și acolo putem să luăm pastila respectivă. Pentru că numai din motive medicale, din motive care țin de profesie și activități sportive, în mod special bicicliști au fost nominalizați. Deci dacă mergem pe bicicletă la Vama Veche, e totul în regulă. Crezi Eu aș că e nuanța momentul puțin. pentru o relaxare? Cifrele nu arată foarte bine, trebuie să spunem și acest lucru. Numărul de cazuri pozitive a crescut de la o zi la alta, numărul deceselor a crescut iarăși destul de mult. Cifrele nu arată foarte bine. Domne, eu aș intra puțin în gândurile, în setările domnului președinte Iohannis. Da, în cipul de memorie al domnului președinte Iohannis. Nanocipul, Da. că s-a tot vorbit zilele astea despre nanocip de o lună de zile. Este. Da. E un fel de inteligență artificială puțin obosită, pentru că domnul președinte, din poziția în care se află, n-ar fi trebuit să-mi transmită mie programul frizeriilor din România. Cu Un atât mai puțin președinte ar mie, fi Sebi, dacă trebuit. îmi permiți observația asta, cu atât mai puțin mie. N-am vrut să fiu răutăcios. Îți mulțumesc. Domnul președinte ar fi trebuit să nuanțeze domnia sa în locul nostru și să spună că, în pofida faptului că există posibilitatea de a ieși pe stradă, fără declarație, începând cu 15 mai, putem lua amendă la fel de bine, dacă nu ne justificăm plimbarea chiar și prin oraș, chiar și prin comună. Lipsa unei astfel de propoziții clare, adânci, așa cum a știut foarte bine să puncteze domnul președinte acum câteva zile, când ne-a transmis mesajul ăla demn de anii 90, de m-am și cutremurat, m-am speriat, am crezut că e Vadim Tudor la televizor. Da, atunci a putut să nuanțeze poate mai mult decât este cazul, în total dezacord cu linia domniei sale din ultimii ani, da, discursivă, niște idei demne de epoca de piatră post-revoluționară pe care toți, din păcate, am traversat-o în spațiul ăsta, Carpato Danubiano Ponti. Bun, deci dacă domnia sa voia să ducă o idee până la capăt și să țină la ideea de responsabilitate, de asigurarea unui climat de siguranță publică, de preîntâmpinarea unor situații pe care, din păcate, în condițiile în care ne exprimăm așa la televizor și nu ne ducem ideile până la un punct clar, da? Suntem totuși SAS, suntem Iahol. reprezentantul unei minorități recunoscută în România Pentru rigoare, pentru pentru... Da. schwarz oder weiß, alb sau negru, da? Pentru rigoare, pentru ordine, în gânduri și în comportament. Iată că după săptămâna trecută în care s-a tăvălit știi, Carol I, când a venit în 1866, avea în spatele Palatului Regal, aveau noroi și niște porci care se tăvăleau pe acolo și a zis: păi asta e palatul meu, majestate, Atâta s-a cam putut. atâta avem pe aici. Da, Atât s-a putut. am revenit, din păcate, în 2020 puțin, am revăzut atmosfera orientală în discursul unui președinte de la care, cel puțin după conduita discursivă din ultimii ani, ne-am fi așteptat la cu totul altceva, un derapaj absurd. Bun. Sebi, Domnul Sebi, președinte revenind, am o a rugăminte la uitat tine. să. Rămânem la derapajul președintelui.
derapaj despre care vorbești tu. Ne întoarcem imediat pentru că ni se alătură discuției domnul Alexandru Cosmin, președintele Sindicatului Poliției Locale Mihai Viteazu. Bună seara, domnule președinte! Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Și vorbim despre un subiect tragic, dramatic. Un coleg de-al dumneavoastră, un polițist local, și-a pierdut viața la sfârșitul săptămânii trecute într-un accident auto, feroviar, nici nu știu cum să spun. Cert este că un om în plină putere, iată, și-a pierdut viața. Ați dat un comunicat astăzi, un comunicat de presă. Aș vrea să vorbim un pic despre ce s-a întâmplat. Sunt și speculații că nu au mers barierele de la dumneavoastră. De fapt, am înțeles că nu sunt bariere la trecerea respectivă, dar că sunt speculații că n-ar fi mers avertizările acelea audio-vizuale. Vă rog să ne spuneți ce știți dumneavoastră despre acest accident. Bună seara! În primul rând, am discutat cu colegii mei din Comuna Dumbrava, iar din informațiile pe care le-au luat de la o parte din anchetatorii ce s-au ocupat de primele măsurători, au putut spune că, dar nu cu siguranță, este posibil ca la momentul în care autospeciala poliției locale aparținând Comunei Dumbrava, care era condusă de fostul nostru coleg Păritereanu Marius, se deplasa către un apel 112 spre comuna vecinată Drăgănești, fiind condusă de către acesta, în dreapta fiind un ofițer de poliție, iar în spate doi jandarmi. Se pare că la momentul în care ar fi trecut calea ferată, nu ar fi funcționat acel sistem audio de avertizare, iar din declarațiile unor persoane care locuiesc în zonă, semnalele luminoase sunt foarte neclare, mai ales în situația în care este luminozitate foarte mare, soarele este foarte puternic. Noi nu putem ști, nici nu putem să pot precizez cu siguranță ceea ce s-a întâmplat în acea mașină. Sperăm cu toții, și în primul rând familia dânsului cu care am luat legătura, își dorește foarte, foarte mult să stabilească adevărul. O să vă spun că toată comuna și toți colegii sunt practic distruși. Familia dânsului, de când s-a întâmplat tragic eveniment, nu dorește nici măcar să îi deranjăm sau să îi sunăm, să îi ajutăm cu ceva. Este o tragedie, sperăm că toți să învățăm din acest aspect și chiar ne dorim și sperăm ca organele de anchetă să stabilească adevărul în această cauză. Din câte am înțeles de la dumneavoastră, familia a deschis și un cont pentru cei care doresc să ajute, îl vom afișa și noi, cei care doresc să ajute, iată, acum este afișat acest cont, cei care doresc să ajute această familie care, iată, a rămas mai mică, din păcate, în urma unui cumplit accident, sunt așteptați, sunt rugați să ajute cei care au sufletul mare și inima mare. Dramatic, dramatic, în mașină nu era doar polițistul local, după cum a spus, numai polițistul local, în schimb, și-a pierdut viața, celelalte persoane aflate în mașină sunt spitalizate într-o stare. Știți ceva despre starea lor actuală? Din câte cunosc, ofițerul de poliție este în stare gravă la spitalul județean, iar cei doi jandarmi sunt externați. Iată, externați. Înseamnă că sunt bine ofițerul de poliție cu probleme, să-i dea Dumnezeu sănătate. Am crezut că Dumnezeu să-i dea sănătate și bineînțeles. Da. Un accident cumplit, mai ales dacă se vor adeveri acele zvonuri conform cărora avertizoarele nu funcționau, e o mare problemă și cei care au responsabilitatea lor vor trebui să răspunde într-un fel pentru acest lucru. Rămâne de văzut. Domnule președinte, am vorbit despre această situație dramatică. Mi-aș fi dorit să începem discuția noastră cu orice alt subiect. Nu ne face nicio plăcere. Nimănui nu-i face plăcere să discute despre astfel de tragedii. Transmitem și noi condoleanțe familiei. E teribil. Da, domnule președinte, pe de altă parte, și dumneavoastră și colegii dumneavoastră din poliția locală, dumneavoastră vă ocupați în principal, sau sindicatul dumneavoastră are membri în principal din Ploiești și din Mizil, din câte știu eu. Da, special din cele două orașe, dar mai avem și încă 14 comune din județul Prahova. Am înțeles. Bun, în această perioadă și dumneavoastră și colegii dumneavoastră din cele două orașe și din comunele despre care ne-a spus,
Ați avut, știu eu, o altfel de activitate, dacă pot spune așa. În primul rând, ați trecut din subordinea primăriilor, ați trecut în subordinea Ministerului de Interne, ceea ce a schimbat oarecum profilul activității. Da, este adevărat. Odată cu Institutul Stării de Urgență, prin ordinea Ministrului de Interne, am fost trecut în subordinea operațională a IPJ Prahova, iar da. Toți polițiștii locali au fost repartizați în cadrul secțiilor de poliție, primind atribuții în sensul verificării persoanelor care se deplasează și autovehiculelor care se deplasează pentru dacă posedă declarații de propria răspundere și, bineînțeles, să justifice motivul deplasării. În Ploiești au fost niște situații mai deosebite, putem spune, care au necesitat chiar și prezența unor elicoptere care să supravegheze zonele. Au fost și colegii dumneavoastră implicați în acele activități, în acele acțiuni? Da, au fost și colegi și chiar și eu personal am fost în cadrul acelor acțiuni. Putem spune și cred că asta sperăm să lăsăm și la aprecierea colegilor din cadrul Poliției Române, că ne-am descurcat și am fost o forță de sprijin, că alături de Jandarmeria Română și Poliția Locală, Armata Română a sprijinit echipele Poliției Naționale pentru a rezolva orice situație evită pe parcursul acestei stări de urgență. Domnule președinte, am văzut o statistică, polițiștii, se referea la poliții și cred că se refereau la Poliția Națională. Polițiștii fiind în stradă, fiind în prima linie, riscul de, știu eu, de infectare este destul de mare, evident. Și era un număr destul, nu mi-amintesc exact, dar oricum un număr impresionant de angajați ai Ministerului de Interne care erau pozitivi. Aș vrea să vă întreb dacă și printre colegii dumneavoastră, din Poliția Locală Ploiești, Mizil și din celelalte localități, există vreun caz pozitiv. Din informațiile pe care le rețin, la acest moment nu avem niciun caz confirmat sau niciun polițist local din cadrul sindicatului nostru care să fie izolat de la domiciliu. Deocamdată, mulțumim Dumnezeu, am reușit să ne facem treaba și să ne protejăm la rândul nostru familiile noastre, ceea ce este foarte important pentru noi. Am înțeles. Sebi Ignat, dacă vrei să-i adresezi o întrebare domnului președinte al Sindicatului Poliției Locale Mihai Viteazu Ploiești. În primul rând vreau să-l salut, da, și să-i mulțumesc în numele colegilor mei, al nostru, al tuturor ploieștenilor, prahovenilor, pentru efortul depus în această perioadă, pentru un efort care poate de foarte multe ori excede discuții legate de programul de muncă, de salarizare și de alte lucruri. Iată că, din păcate, efortul depus în această perioadă a produs și tragedii, a produs și drame, drame pe care noi le-am urmărit, că, na, ce să facem? Este meseria noastră să consemnăm și lucrurile nedorite, însă, legat de această dramă, probabil că o anchetă independentă sau profesionist făcută va elucida cauzele exacte ale producerii acestui eveniment tragic. Am remarcat un lucru, însă. Noi primim, probabil și tu, Victor, ești înscris pe grupul IPJ Prahova, da? Unde poliția, prin reprezentanții săi, comunică informații oficiale legate de evenimentele zilnice petrecute în județul Prahova. Când s-a întâmplat nenorocirea asta, reprezentanții IPJ Prahova s-au grăbit. Așa am simțit eu. A fost o informație dată repede, rapid, să spună că semnalele luminoase și acustice au funcționat. Înainte de o concluzie oficială a unei anchete. Și pot să trag și o concluzie și eu, dacă tot ne permitem la nivelul ăsta să dăm informații înainte de a trage concluzii oficiale. Bariera aia de acolo nenorocită
face parte dintr-o zonă de trafic rutier monitorizată de poliția Prahova. CFR-ul, dacă nu a asigurat, administratorul căii ferate, da? Dacă nu a asigurat condiții optime pentru desfășurarea traficului în siguranță, prin prezența unor semnale acustice, luminoase, marcaje pe jos, la nivel de anul 2020 în care ne aflăm, iar poliția Prahova nu s-a sinchisit să-i tragă o amendă CFR-ului că nu amenajează o zonă de intersecție cu calea ferată care poate presupune un risc rutier major, înseamnă că și poliția Prahova poate fi considerată a fi vinovată. Iată că trag și eu o concluzie, la fel cum și reprezentanții poliției Prahova s-au grăbit să tragă o concluzie înainte de o anchetă finalizată cu un proces verbal, cu o constatare scrisă negru pe alb. Am și eu voie să spun asta, nu? Sigur. 2. Aș vrea să remarc un alt aspect. Zona asta de comunicare online, de când s-a inventat internetul ăsta și mijloacele de socializare în masă, reprezintă o câmpie pe care zburdă toți neterminații, toți psihopații, toate caracterele infecte. Imediat după moartea acestui om, la datorie, aflat la datorie, în Da, am văzut Michigan. și eu niște comentarii absolut oribile și niște Deci, la reacții noi, care nu. pe ziarul Actualitatea Prahoveană, dar am văzut că au scris și alții, la Observator am mai văzut. Domne, te îngrozești, domne, ăștia sunt caz de ospiciu. Foarte mulți dintre comentatorii care intră, domne, se bucurau, domne. Da, Este și ce atâtea incredibil, o discuții familie că acasă un polițist își local. plânge tatăl. Incredibil, da, Domne, incredibil. om, domne, nu polițist local, nu polițist național, nu armată, nu ninja. Un om. Cum poți tu, ca om, care ai părinți acasă, care poate ai copii, să scrii, de exemplu, ăsta a dat ieri amenzi. Iată, Dumnezeu i-a plătit. Sau scursurile din poliția locală. Sau închideți-i. Domne, internetul ăsta ieftin, abonamentul ăsta de 20 de lei, 30, 50 de lei. Și nereglementarea spațiului virtual de comunicare dă frâu liber, dau frâu liber unor patologii de internat rapid cu duba. Nu mai stai la examenul medical. Iei citatele și îi duci direct. Este inadmisibil și nu e vorba numai despre nebunie, că e vorba despre educație, despre caracter. Este așa o chestiune rostogolită, poate și alimentată în spațiu public de ani de zile, în ceea ce privește forțele de ordine publică și în special poliția locală, care, cu bune și cu rele, că și acolo sunt probleme. Nu Da. există pădure fără uscături. Nu știu dacă e de Dar acord în și domnul ultima președinte cu noi, perioadă, dar așa este. și cu aportul, din păcate, al unor factori de la cel mai înalt nivel, s-au alimentat aceste stări de resentiment, de ură, de bășcălie, de miștocăreală, până la nivelul ministrului de interne. Este inadmisibil așa ceva. Nu mai există, mă, omenie deloc în țara asta. Suntem făcuți toți pe autodistrugere. Da, am văzut și eu Au niște reacții salarii care m-au mari, au îngrozit, fără salarii discuție. mici. Că bine că a murit, că desființații, dar nu s-a pus niciodată problema, Victore. Eu mă uit acum la Ploiești. Eu locuiesc în municipiul Ploiești, cel puțin deocamdată. Da? Eu văd pe străzi numai poliția locală de câțiva ani. Eu nu mai văd poliția națională. Eu nu mai văd decât niște polițiști noaptea care stau pitiți la câte o cafea Te referi la vremurile și normale, nu. nu la ce se întâmplă acum.
Acum am văzut și poliția, am văzut și armata, am văzut... Domne, în vremurile normale, da? Scrie lege și ordine, pe mașini se plimbă odată pe zi, nu-i vezi. Și au apărut fraierii ăștia, cu ghilimele de rigoare, de la poliția locală, invenția asta din ultimii ani, numai bun de tăvălit, de bat jocorit și de băgat în față, și noi de stat la cafele și la plimbat hârtii, pile și amante prin inspectorat și prin secții. De ce nu se pune o oglindă corectă? Dacă chiar se dorește ordinea pe stradă, siguranța cetățeanului, sentimentul general de comunitate, de siguranță, de ce nu își rezolvă problemele? Dacă discuți cu polițiști, sunt foarte mulți polițiști bine intenționați care trăiesc pentru meseria lor, ard, știi? Sunt oamenii care mai ard încă pentru ceea ce fac când pleacă la serviciu dimineața. Și spun că, uite, A, B, C, 100 de probleme. Șefii, poate, care uneori se mai întâlnesc cu bot în bot, stau cu niște personaje care n-ar trebui să fie, în primul rând, în libertate. Sunt da? Informatori ai poliției. Dar nu spune nimeni nimic. Nu spune nimeni nimic, Victor, în spațiu public. Nu fac greve. Fac greve doar când este vorba despre drepturi salariale. Când este vorba despre dreptul cetățeanului de a fi în siguranță pe stradă, de a fi protejat și prin asta însemnând poate dotări mai bune, poate un sistem mai relaxat de birocrație internă, de a face 3 hârtii și de a-l băga pe ăla în arest. Altă organizare, poate, altă, da. Altă, poate discutăm și despre procuror, că faci hârtii 2 zile și ajungi la procuror și procurorul îi dă drumul și hoțul îți râde a doua zi pe stradă, te și scuipă. Ia uite, bă, ce mi-ai făcut. Ai muncit ca un prost degeaba. Și te mai duci și la secție și spun șefii, ce ai, bă, iar ai început cu găinar, mă, iar ai venit, bă, cu găinar. Sau sunt cazuri de polițiști locali. Dânsul, domnul lider de sindicat, nu ne poate spune acum, mai ales că este și sub controlul ăsta acum al Ministerului de Interne. Da. Au fost săltați de către poliția locală, cel puțin în Ploiești, știu cazuri, și duși noaptea scandalagii. Maimuțe de-astea care ne tulbură zilnic habitatul, duci la secția de poliție și polițiști în zeflemea, în sictir, la 12 noaptea, la 1 noaptea, i-au certat pe polițiștii locali. Ce ați mai venit, bă, și cu ăștia? Astea sunt problemele, nu salarizarea. Hai să fim cinstiți până la capăt, pentru că și voi polițiștilor aveți copii. Ieșiți mâine la pensie și nu o să vă mai salute infractorul, să trăiți pe ăsta, lăsăm în pace și pe fisul, că este tovarășul capitan în spate. Ești la pensie și te scuipă la fel și te batjocorește la fel pentru că știe că sistemul nu-i face nimic. Infractorul este cel mai bun jurist și avocat, da? Din lume. Ăla simte, bă, imediat slăbiciunea sistemului. Hai să nu mai ieșim doar cu ieși afară javră ordinară cu vuvuzele și cu proștia de la locală sunt de vină. Hai să ne uităm și noi în oglindă. Domnul Vela, domnii de la IPJ, domnul Manea de la Poliția Ploiești. Da? Știi ce fac la Ploiești acum? Iar nu poate să spună domnul, las că pot eu, că eu sunt mai tâmpit. Da? Bagă polițiștii locali la înaintare prin zonele criminogene acum în Ploiești. Bagă pe aia cu caietul în mână săracii și femei, îi bagă prin Mimiu, prin toate zonele astea. Pe asta nu-i bat jocură, mă, ce e asta? Nu-i bat jocură. E mai mult decât bat jocură, e mult mai mult decât bat jocură. Da. Nu știu dacă domnul președinte poate să comenteze în vreun fel ce ai spus tu, dacă poate să ne spună o părere apropo de ce ai spus tu până acum. Nu știu dacă funcția și statutul actual îi permite sau nu, dar în principiu eu personal îți dau dreptate. Deci aș vrea să completez ca să închei un pic. Te rog. Aș vrea să închei un pic. Nu facem aici o competiție pe audiență acum. Nu are nicio legătură cu treaba asta, dar și eu și tu și domnul de la sindicat ieșim pe aceea stradă. Ducem copiii la aceleași școli, da. Ca și polițiștii, ca și judecătorii, ca și procurorii. Da? E, de multe ori să știi că nu chiar pe aceea stradă și nici chiar la aceeași școală. Parcă au alte străzi, parcă străzile lor sunt cu mai multă verdeață, parcă străzile lor au niște case mai frumoase. Eu locuiesc într-un cartier de blocuri. Mă simt foarte bine acolo, stau la bloc. Printre vecinii mei nu se numără niciun judecător, de exemplu.
Domne, și poate mai bine așa. Da. Domne, da. Dar trăim în același oraș. Să... Trăim în același ce oraș. Ce să și... faci? Ai avut ratele mai mici la bancă. Da. Deci, da. Domnul Inatu, aș vrea să vă răspund foarte pe scurt la ceea ce a spus dumneavoastră. Din fericire, pentru noi, în cadrul poliției locale există și servicii specializate de intervenție rapidă, iar colegii noștri merg la sesizările poliției sau la sprijin pentru echipajele care a spus dumneavoastră mai devreme că sunt formate într-adevăr de oameni care nu au neapărat o pregătire în domeniul ordinii publice. Iar legat de o temă care este afișată și pe ecranul emisiunii, puteți vedea două aspecte. Pe Facebook, pagina de Facebook a Sindicatului Poliției Locale Mihai Viteazul, au comentat foarte, foarte multe persoane la acel articol legat de decesul polițistului local, care au susținut că, într-adevăr, sistemul audio de și cel optic de multe ori nu funcționează la bariera de la cornul de jos. Și al doilea aspect pe care vreau să vi-l adun la cunoștință, ceea ce are legătură și cu sindicatul nostru, astăzi în cadrul unei emisiuni televizate, ulterior intervenției președintelui Uniunii Sindicatelor Poliției Locale România, Eugen Tone, la care suntem afiliați și noi ca sindicat, domnul Velea a intrat și a retractat mare parte din cele spuse ieri și al alterii în presă și la declarațiile date la radio, prin care a spus că s-au truncheat anumite discuții și dânsul nu are problemă cu poliția locală de formă, ci pe fondul problemei că sunt anumite competențe prin care poliția locală se suprapune cu poliția națională și nu are problemă cu poliștii locali și cu salariile acestora și nu dorește ca acestea să fie scăzute sau tăiate. Ceea ce ne-a surprins și pe noi, pentru că de două zile, și aici vă spun exact ca la, nu, suntem și noi oameni, avem și noi greutăți. În această perioadă pe care nimeni nu și-a dorit-o în viața lui, se poate întâmpla la 100 de ani o pandemie de genul acesta, am polițiștii locali, exact puțin mulți, mai fără lege, mai poate nepregătiți să spunem în toate domeniile, am reacționat și ne-am mobilizat la maximum, nu am luat concedii, n-am avut zile de recuperare, am muncit non-stop ca să reușim să convingem cetățenii să respecte niște restricții. Iar am renunțat cu toții la orice drept, nu avem decât salariile și numai de hrană. Nu avem sporuri pentru orele lucrate în sărbători legale, nu avem sporuri pentru condițiile de muncă. Am muncit pe aceleași drepturi care le aveam și înainte de instituirea acestei stări de urgență. Iar și domnul Vela, la aproximativ sfârșitul acestei stări de urgență, vine și ne lovește în loc să măcar să ne spună un simplu mulțumesc. Dânsul ne acuză și spune că am făcut abuzuri. Eu vă pot demonstra și o să cer o adresă către IPJ Prahova să vedeți că la nivelul nostru, sindicatul nostru sau pe zona Prahova nu s-a făcut niciun abuz în aplicarea legii. Domnilor, ce dragă mie când aud un ministru, un șef de partid care e la putere, care se plânge de legislație. Păi legislația cine ar putea să o schimbe? Sebastian Ignat? Eu, dumneavoastră, nu ei trebuie să schimbe, nu le convine, li se pare că un lucru nu funcționează, că poliția locală se calcă pe picioare pe anumite zone de atribuții cu poliția națională. Păi și de ce nu schimbă ei, că au toată puterea în mână, e ministru, e domnul Vela, nu? Are geacă de piele, e ministru, poate să facă ordine în zona asta. Deci, să plânge la televizor e... contradictorii. Vă citesc ce se întâmplă acum pe fluxul de știri. Declarație domnul ministru Marcel Vela. Eliminarea declarației pe proprie răspundere începând cu 15 mai reprezintă o dorință, nu o certitudine. Au! Domne, înțelegem despre ce vorbim? Începând cu 15 mai, oamenii vor putea să circule în interiorul localității de domiciliu fără a completa o declarație pe proprie răspundere, dar nu este bine să exagerăm, spune mult mai bine poziționatul în ierarhia statului român, Klaus Iohannis. Ce scribă pe proces? Și l-am văzut pe Iohannis și cu geacă de piele. De la 15 mai se va scrie pe procesul verbal? Există o prevedere în... ai călcat articolul Marcel Vela, da. Cam exagerat cu găleata la gunoi. Da? Unde? Nu putem să menționăm așa ceva în proces verbal. Trebuie să spunem dacă a deținut declarație sau dacă nu a fost completată legal declarația. Da, bun, după 15 mai, teoretic,
Președintele a spus că nu mai e nevoie de declarație. Și acum mă opriți dumneavoastră. Unde mergeți, domne? Domne, merg la servici, dar eu mă duc că am un prieten care a umplut un frigider cu bere și mă așteaptă să jucăm table. Dar eu vă spun, domne, mă duc la serviciu. Cum puteți dumneavoastră să verificați dacă am un motiv întemeiat sau mă duc să beau o bere cu un prieten? Mă duc la Sebastian Niclan să beau o bere cu el. Nimeni nu poate verifica acest lucru. Cu siguranță să apară și niște norme de aplicare pentru aceste modificări legislative, că altfel vă dați seama, este foarte greu să verificăm acest aspect. Exact, adică dacă n-am obligația să am o declarație pe proprie răspundere, pot să spun că mă duc oriunde. Dom'le, sunt voluntar la spitalul județean, dar mă duc la Cara de Sud, că iau un colet cu medicamente foarte important pe care trebuie să le duc la spital. Dumneavoastră îmi spune și vă mulțumim pentru ce faceți pentru comunitate, dar eu mă duc la Sebastian Ignat, că mă așteaptă de mult să bem o bere împreună. Dacă nu sunt niște reguli, dacă nu sunt niște norme, cum spuneți dumneavoastră, și lasă totul așa, o să fie la inspirația noastră și la înțelegerea poliției. Vă dați seama că fiecare cetățean și la rândul nostru și noi polițiștii locali am înțeles și am făcut tot ce am putut ca să limităm și să prevenim infecția cu acest virus denumit COVID-19, fiecare gândindu-ne prin domeniul nostru activitate sau prin restrângerea de activitate și în cazul dumneavoastră și al altor angajați lucrând de acasă, copiii nu mai mergând la școală, ne mergând la școală, s-au schimbat foarte multe lucruri în viața socială. Am încercat și de multe ori am discutat și cu, a fost și foarte multe schimbări într-un termen destul de rapid, în sensul în care s-au schimbat modul de declarații, s-au schimbat intervale de ieșire pentru anumite categorii de vârstă. A trebuit să ne adaptăm și noi și să reușim să mergem și să discutăm cu populația, pentru că aici aș vrea să subliniez rolul poliției locale nu este de a sancționa neapărat și de a amenda. Este un rol, în primul rând, de a fi prezent pentru cetățeni, a le explica obligațiile legale și de a preveni. Nu este obligatoriu și nu ne-a fost impus niciodată să dăm sancțiuni sau un număr de sancțiuni, nici de către Poliția Națională, nici de către conducerea poliției locale. Aici fiecare angajat, fiecare polițist local, în funcție de situația cu care s-a confruntat, de modul în care cetățeanul s-a adresat sau de prezența unor documente sau lipsa unor documente, a luat, după considerarea sa, măsurile legale, fără a fi obligat de cineva să facă un abuz sau o neregulă, sau să aibă o atitudine nepăspunzătoare. Am încercat să rezolvăm situațiile punctual, suntem oameni și noi am înțeles și trebuie să înțelegem cu toții. Și pare rău că mă repet, nu cred că cineva se gândea acum 3 luni de zile că vom ajunge în această situație, în care vom fi nevoiți să spunem adevărul unde mergem pentru a nu pune în pericol alți oameni. Așa este. Domnule președinte Alexandru Cosmin, vă mulțumesc pentru faptul că ați intrat în direct cu noi și pentru această discuție. Îmi exprim încă o dată compasiunea și regretul pentru pierderea colegului dumneavoastră, condoleanțe familiei, o situație absolut dramatică. Să sperăm că familia va avea puterea să treacă peste și să-și continue viața de zi cu zi. Vă mulțumim numele familiei pentru condoleanțe, o să le transmitem. Multă sănătate, domnule președinte, să ne vedem sănătoși după ce trece nebunia asta, să ne întâlnim pe stradă și să stăm de vorbă liniștiți ca înainte, ca în vremurile bune. Vă mulțumesc încă o dată. Polițist local cu polițist național de mână să se întâlnească pe stradă cu jurnaliștii și cu cetățenii și să fie o concordie totală, pozitivă, constructivă, în beneficiu societății. Descrii probabil situația din Germania sau din Marea Britanie, nu cred că cea din România se bignat. Asta e cheia discuției noastre, chiar dacă poate unii acum se uită la noi așa cu puțină ură, cu scrâșne de dinți. Nu e cazul. Despre asta. E problemă că se deschid și cabinetele stomatologice, deci pot să scrâșnească din dinți cât doresc, se deschid și cabinetele stomatologice. E foarte, foarte bine. Au servicii la îndemână. Domnule președinte, vă mulțumesc încă o dată. Seară frumoasă și multă sănătate vă doresc. Numai bine, sănătate. Sebi, continuăm discuția despre declarațiile președintelui de relaxare a situației. Eu aș vrea să-ți prezint și o situație concretă. Domne, n-avem voie fără mască. Am fost anunțați că nu vom avea voie fără mască începând cu 15 mai, când se mai relaxează situația, în mijloacele de transport public, de exemplu. Da? Bun, acum am voie, nimic în Ploiești nu mă obligă pe mine să mă urc în trolebuzul 44 cu mască.
dacă mă urc fără mască, sunt exact în cadrul legii. După 15 mai, când teoretic se relaxează situația, sunt obligat să port mască. Unde o fi relaxarea în cazul ăsta? Nu înțeleg. Dar mă rog, respect legea, asta e situația. Bun, da, zice domne, șoferul autobuzului, troleibuzului sau vadmanul tramvaiului are obligația de a se asigura că ceva de genul ăsta, ne-a spus secretarul de stat, domnul Arafat, Raed Arafat. Ai auzit de dumnealui, îl cunoști. Bun, dumnealui ne spune, domne, șoferul sau vadmanul. Păi și vine vadmanul la mine și cu ce autoritate, dată de cine? Dacă vine polițistul, înțeleg, reprezintă legea. Dacă vine vadmanul, reprezintă TCE-ul. Și eu îi spun, lasă-mă, domne, că nu-mi spune mie Nae Alexandrii dacă port mască sau nu. La revedere. Îmi poate interzice să mă urc în autobuz atâta timp cât am abonament sau bilet? O să fie un circ total. Păi de asta repet că poate nu se înțelege și nu se înțelege, că se vede că nu se înțelege. Da. Discutăm despre lucruri negre sau albe, despre comunicare, discutăm despre a transmite niște mesaje ferme, fără întoarcere de situații într-o jumătate de oră, cum tocmai am discutat despre cazul declarației domnului ministru de interne Vela, care comentează declarația domnului președinte Iohannis de acum două ore și așa mai departe. La nivelul ăsta, da, trebuie să se lucreze ca într-o corporație, ca într-o multinațională, da, cu reguli clare. Mă gândesc că la nivelul guvernului României, la nivelul președinției României, ar trebui să existe niște departamente clare care să nu fie foarte afectate de spectrul ăsta politic nenorocit, da? Să vină niște consilieri, dar mai jos să fie un aparat eficient, da? Care să dea siguranța unei direcții, da? Unei statalități. Eu nu-mi imaginez că în Germania, cancelarul Angela Merkel iese să comunice dacă s-au deschis frizeriile sau nu. Eu nu-mi imaginez că cancelarul are, nici măcar nu cred că îi trece prin minte, ei sau unuia dintre miniștrii federali, da? Poate nu să ne comunică, transmită. Poate nu ne comunică dacă se deschid frizeriile, dar ne poate spune dacă se deschid doamna Merkel, nu, probabil în Germania va anunța când se vor deschide saloanele de coafură. O doamnă nu prea interesată de frizerii, ci de coafură. Domne, oamenii, vezi tu, este o chestiune, o diferență de percepție majoră. Mai ții minte acum o lună și jumătate când ne-am intrigat cu toții, ne-am indignat, ne-am sărit pe pereți când Merkel a deschis gura în stilul caracteristic prusac și a zis 80% din populația Germaniei. Da. I'm sorry, dar va avea COVID-19 dacă nu se vor respecta niște reguli. O declarație care în România putea să producă a 17-a mineriadă. Ei, într-o țară așezată cu structuri ale statului foarte bine puse la punct, cu administrație înclinată 100% în interesul cetățeanului, pentru bunăstarea și liniștea lui, nu s-a panicat nimeni, ba din contră. Dacă mergi astăzi în Germania pe stradă, nu te vânează nimeni să-și ceară nicio declarație, nu se dau amenzi absurde, lumea a înțeles, păstrează distanța, iese, își rezolvă problemele. Dacă este oprită, spune unde e, că s-a dus la aprozar sau nu știu ce. Și cu asta basta. Nu există o isterie. Tot discursul public, mediatic în Germania astăzi, 99% se concentrează pe eforturile depuse de cercetători. Dezbateri, în dezbateri pe toate posturile de televiziune, legate de subiectul tratării și al descoperirii, dar într-un mod pus tot așa, prusac, nu? Bă, la noi în ultimele zile se întâmplă un genocid mediatic. Nu sunt vorbitor de limbă germană, domne, ca tine, Sebi, și nu pot să urmăresc posturile germane. Dar domne, asta nu înseamnă că urmăresc foarte multe din posturile românești, așa că, da, oricum te cred pe cuvânt. Același lucru, știi? Bă, nu se dă cu găina de pământ, nu se urlă, nu se leșină în direct. Domne, vine dracul peste noi, domne. Eu nu știu, sunt emisiuni care te îngrozesc, efectiv.
din setea asta dementă de rating, da? Nu se mai respectă nimic, nu se mai ține cont de nimic și până la urmă nu se respectă beneficiarul mărfii pe care tu o livrezi, da? Da. Telespectatorul. De fapt, telespectatorul este batjocorit. Asta trebuie să înțeleagă lumea când zapează telecomanda și rămâne într-un loc pestilențial. Așa cum am văzut de atâtea ori în ultimele săptămâni. Un jeg tolerat de autoritățile statului. Mă opresc aici că este suficient. Da, da, uite, pentru că te oprești aici, aș vrea să discutăm și despre un alt subiect până îl băgăm în direct și pe următorul nostru invitat. Bine, ca un argument în favoarea ceea ce ai spus tu până acum, referitor inclusiv la discursul președintelui, există un institut european, o agenție sanitară a Uniunii Europene. N-am auzit până acum de această agenție, dar nici nu a fost nevoie. Da, iată că ea există și astăzi a dat un comunicat de presă în care conducerea acestei agenții susține următorul lucru. Majoritatea țărilor europene a depășit perioada de vârf a epidemiei de coronavirus, cu excepția a 5 țări, printre care România, Marea Britanie, Bulgaria și încă două. Deci România, din punctul de vedere a Agenției Sanitare a Uniunii Europene, nu a depășit perioada de vârf. Acum, sigur că și președintele probabil că are niște informații care îl fac să se ducă în direcția asta. Domne, 15 mai, relaxare, trecem de la urgență, de la stare de urgență la stare de alertă. Dar iată că partenerii noștri europeni, ce frumos sună, spun că noi mai avem ceva până la vârf. Și nu e neapărat, știu eu, nu putem să o legăm neapărat de situația economică, de tradiționala rămânere în urma României, ci iată, Marea Britanie este alături de noi. Nu am parcurs pașii necesari, da, îi vom parcurge până ajungem în vârf și pe urmă vom coborâ. Foarte interesant. Dragă ce susțin. Te rog. Trăim un moment istoric în cronologia politicii, istoriei politicii recente. Lui Klaus Iohannis i-a crescut șuviță recent. Klaus Iohannis este, după câți ani? 7 ani, 6 ani de mandat, 6 ani s-a românizat, s-a balcanizat, abrupt, dintr-o panică, nu știu din ce, s-a împiedicat prin cotroceni de pisică, habar n-am, nu mai merge în concedii, se relaxeze, e foarte nervos, nu înțeleg de ce, dar Klaus Iohannis, prin aceste direcții de mesaj transmise în ultimele săptămâni, încearcă două lucruri, dar ambele cu aceeași cheie discursivă. Iar te întrerup și să nu crezi că e o conspirație. Cum vorbești despre președinte, eu trebuie să te întreb. Să nu crezi că e o conspirație. Revenim la cele două lucruri ale președintelui Klaus Iohannis. Te întreb pentru că alături de noi se află primarul comunei Râfov, domnul Costin Cazanciuc. Bună seara, domnule primar! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Domnule primar, în emisiunea aceasta au intervenit în fiecare zi, în fiecare ediție, au intervenit primari din județul Prahova care ne-au spus care este situația în localitatea pe care o conduc. Sigur, număr de carantinați, număr de oameni aflați în izolare. Aș vrea să ne spuneți care este situația în comuna Râfov. Suntem, să spunem, un caz fericit, în sensul că nu avem până acum niciun caz depistat la nivel de comună. Am avut dintre cei cetățeni veniți reîntorși acasă, care au intrat în autoizolare din număr de până în 30. Aceștia s-au comportat normal, au ținut cont de toate restricțiile impuse de starea de urgență și pentru care îi fi fericit, pentru că nu au fost probleme nedorită la nivel de zonă. Cazuri pozitive nu ați avut? Nu, din fericire nu. Domnule primar, administrația locală ce măsuri a luat? Ați dezinfectat domeniul public? Ați distribuit măști, mânuși?
Da, cu siguranță am avut două etape, prima înainte de săpăturile pastale și după imediat am oferit cetățenilor un număr de aproximativ 7.000 de perechi de mănuși, 7.000 de măști și declarații pe propria răspundere. În două etape și probabil că dacă situația o va impune, vom continua cu aceste măsuri. Iată, se pare că situația nu va impune, președintele a anunțat astăzi o relaxare, o îmblânzire, o trecere de la starea de urgență și se pare că lucrurile merg spre bine, eu știu, așa ne spune cel mai important om din România, nu cel care ocupă cea mai înaltă funcție în stat, să sperăm că are dreptate și că într-adevăr lucrurile vor merge spre bine. Domnule primar, vă rog. Ne dorim cu toții acest lucru, o normalitate, pentru că cu siguranță dintre cei care au rămas fără servicii în această perioadă sau face 75%, oamenii din nefericire, din păcate, vor avea resurse din ce în ce mai mici, ceea ce va crea cu siguranță anumite probleme. Da, așteptăm și marele pachet de măsuri economice să fie și pus în practică și lucrurile să vedem că merg într-o direcție bună și în ceea ce privește economia. Acum marea spaimă este, provine din zona economică. Domnule primar, da, înainte de a vorbi despre această treabă, aș vrea să vă întreb, știu că ați distribuit, dumneavoastră, primăria Comunei Râhov, ați distribuit niște tablete elevilor de clasa 8-a, tocmai pentru a veni în sprijinul lor, pentru că au examen, nu la sfârșitul anului școlar. Da. Nu numai tabletele, echipamentul tehnic, dar și platforma care să le asigure condițiile necesare în aceste situații de restricții. Având în vedere că aceștia au susțin cel mai important examen din viața lor și anume admiterea la liceu, în clasa 9-a. Ne-am gândit și am găsit această soluție pentru a veni în sprijinul lor. Am discutat cu operatorii de telefonie mobilă care să asigure pe de-o parte echipamentul tehnic, dar și internetul de care au nevoie. Este un pachet pe bază de abonament, pentru că primăria nu și-a fi permis să achiziționeze direct aceste tablete. Este un pachet cu cele două tabletele, respectiv platforma online, pe bază de abonament pe 2 ani de zile. Și zicem noi că vor fi utile elevilor, având în vedere că această platformă nu este una în gen Zoom care se asigură o teleconferință între elevi și profesori, ci are mai multe funcții și beneficii. Discutăm de un catalog electronic, de mesageria, mă rog, sistem de informare privind știrile și evenimentele din mediul educațional. De exemplu, după de 3 ani de zile oferă bursa Mihai Viteazu elevilor cu rezultate bune. Și aici mă refer la media între 8 și 10 și primesc burse lunare, deci la fiecare sfârșit de trimestru, dar la director ne oferea acea listă pentru a ști exact cine primește bursă. Astăzi, prin această platformă, da, putem să verificăm noi prin cont, primăria, să verificăm exact care este situația elevului, absenteismul la școală, rezultatele respectivilor, dar și activitatea profesorilor din școala de la Râhov. Este o platformă complexă pe care unul din operatorii de telefonie mobilă ne-a pus la dispoziție. Acum, după ce ne-a spus că veți urmări prezența elevilor la școală, mă gândesc la părinți care vor spune, bă, să nu chiulești, că află primarul și ne crește impozitul. Chiar și părintele poate urmări. Știu, da. Știu. Domnule primar, oricum, felicitări, e un gest deosebit și sper să fie foarte util pentru elevii de clasa 8-a din Comuna Râhov, care sigur îi așteaptă acest examen foarte important pentru dezvoltarea lor ulterioară. Vă felicit pentru acest lucru, vă mulțumesc tare mult și vă doresc multă sănătate și dumneavoastră și tuturor locuitorilor Comunei Râhov. Multă sănătate, domnule primar. Sănătate multă. În primul rând vreau să salut pe deosebirea pe care l-am avut la început intervenției mele. O seară bună. Seară bună, domnule primar, numai bine. Sănătate.
Sebi Ignat, hai să vorbim despre președinte. Repede, te rog, pentru că am un subiect care cu siguranță îți va face mare plăcere să-l dezbați într-o manieră ceva mai amplă. Dar hai să terminăm cu președintele, ca să nu zici că te-am întrerupt de fiecare dată când ai adus vorba despre Klaus Iohannis. Da, nu, că tot o faci, dar oricum. Dom'le, sunt două lucruri simple. Unu, la un moment dat, președintele s-a gândit, probabil, în discuțiile sale cu strategii din jurul domniei sale, că este potrivit să transmită un mesaj prin care să se joace cu mintea cetățeanului în sens pozitiv. Trebuie să redai o rază de speranță oamenilor care... Știi cum este? Populația de secol 21 este, domne, meteosensibilă, domne. Este cu nervii la pământ, domne. Este, știi cum, aud în fiecare zi tot felul de oameni, nu mai pot, nu mai suport. Domne, suntem nici cu o floare să nu ne atingi. Stai să te gândești la urmă, ce nu mai suportă lumea? Să stea în casă la Netflix, să se uite la filme și să doarmă și să muncească on remote? Astea sunt probleme, dar acum... La cealaltă pandemie sau la ce s-a întâmplat după cealaltă pandemie, că au fost două războaie mondiale, unul după altul. S-a stat 5 ani de zile într-un climat de crime înfiorătoare, de genocid, de stres zilnic. Au fost și atunci oameni care își țineau copilul de un an în brațe, de 2 ani. Alergau de bombe, de speriați. Și astăzi, domne, suntem meteosensibili, domne. Suntem, mai avem un pic și ne dăm cu capul de pereți că trăim un calvar, domne. Noi suntem probabil ultima generație de sapien și înainte de dispariția speciei. Nu se poate așa ceva, să fim așa nici cu o floare să nu ne atingi. Și în spiritul ăsta, probabil că s-a discutat... La nivelul administrației prezidențiale, la nivelul factorilor cei mai înalți din statul român, să se transmită o serie, un set de mesaje prin care să redai ideea că te apropii măcar de normalitate. Da? Doi, probabil că președintele în perioada asta, de vreo lună încoace, după cum ai observat și tu, sunt sigur că ai făcut-o, nu se poate abține să nu intre și în zodia politicului. Pentru că, iată, avem o perioadă complexă, dar care în paralel este urmat, așa, este o umbră care trenează, da? După fiecare om politic, inclusiv după președintele statului român. Și este vorba despre celor două campanii electorale, celor două rânduri de scrutin, care ar trebui, la un moment dat, să se întâmple în țara noastră. Președintele nu poate să iasă din zona asta, să nu țină cont de zona asta, trăind probabil niște presiuni și din zona liberală, zona de unde provine. Și atunci, mesajul domniei sale este, care oricum suferă de o strategie compusă de niște profesioniști în comunicare, este alambicat, este amestecat între dorința de a transmite siguranță, pozitivism, da? Care se traduce în scor electoral. Da? Hai să spunem optimism, nu liniște. Pozitivism. Cred că mesajul s-a dorit a fi optimist, nu pozitiv. Pozitiv are niște conotații în perioada asta. Da, together forever... Galben ca lămâie. Da. Bun, deci despre asta vorbim. Dar ca să rămânem totuși într-o zonă a echilibrului politic, aș vrea să reamintesc că am mai trăit un moment care a fost ascuns de ochii publicului, care a ieșit așa cu jumătate de gură din partea reprezentanților Consiliului Județean Prahova, care gestionează Spitalul Județean de Urgență Ploiești. Care spital de urgență Ploiești, am mai spus-o, dar îmi place mie să o repet. Am și eu micile mele plăceri fetișiste, de natură fetișistă. Da? La începutul pandemiei, când s-a pus problema deficitului de paturi cu ventilator, Consiliul Județean s-a gândit
să arunce pe sistemul de achiziții publice, sistemul electronic de achiziții publice, o cerere de ofertă legată de ventilatoare. Un ventilator, într-o perioadă normală, când COVID-ul nu lovea populația planetei, te ridica la valoarea de 15.000 de euro. Un pat cu ventilator pentru o persoană în stare gravă care poate fi salvată cu ajutorul respirației artificiale. Cam asta înseamnă patul cu ventilator. Nu e un ventilator de dat la cap așa. Este un ventilator de intubare. Da? De intubare pacient. În perioada COVID-ului, când lumea s-a isterizat, când exporturile în prima perioadă a COVID-ului s-au blocat din toate țările producătoare de echipamente medicale de asemenea factură, Consiliul Județean, prin Spitalul de Urgență Ploiești, s-a gândit să ceară ventilatoare prin intermediul sistemului de achiziții publice la valoarea nu de 15.000 când era înainte prețul de COVID, ci la valoarea de 12.000. După o perioadă de o săptămână, două, mirați fiind de faptul că nimeni nu-i sună să le vândă ventilatoare, au scos anunțul de pe SEA. Asta ca să echilibrăm puțin zona politică, da? Și zona de administrație, că prea am criticat numai partea asta galbenă ca lămâia, cum spuneam mai devreme, să criticăm un pic, pe bună dreptate, da? Deci a fost o lipsă de viziune sau poate o frică de ce se întâmplă după cu achizițiile, când se verifică, nu știu ce a fost în capul lor. Dar oricum a fost o butaforie. E clar că nu s-a dorit, de fapt, achiziționarea unor ventilatoare, care oricum nu se găseau, era foarte complicat să le găsești. Da? S-a intrat în țară câteva, 10, da. 20, pentru toată România, atenție. Da? Și nici ăștia, iată, roșii ca ciuma, da? N-au putut, la un moment dat, să facă mai mult decât să dea din gură, decât ăștia alții galbeni ca lămâia. Și am trăit povestea asta, gestionată poate cu pasiune de unii oameni, nu zic că toți sunt o apă și un pământ, dar există și aceste lucruri care spun de fapt altceva. Că se apropie o perioadă în care trebuie să apărăm bine în fața electoratului, iar COVID-ul e ca la români. Lasă-l bă că o trece, știi? Și în rest mai vedem noi ce și cum. Norocul nostru a fost că a existat o implicare din partea societății civile, care a împins de la spate inclusiv instituțiile statului să se implice, să aloce fonduri sau să facă achiziții directe prin ONG-uri ca să se poată cumpăra într-un timp util echipamente și materiale. Țin să menționez un alt aspect. Dacă am vorbit despre Consiliul Județean, trebuie să vorbim și despre Primăria Ploiești un pic. Primăria Ploiești a anunțat în vocea primarului Adrian Dobrea, acum o lună și jumătate, că este pe valul valului și va cumpăra un aparat PCR line de identificare în 2-3 ore al acestui COVID. Să nu mai alerge COVID-ul prin Spitalul de Pediatrie Ploiești, unde sunt mititeii de la 0 ani. Sau prin Spitalul Schuller. Da? Sau la Spitalul Schuller, dar e vorba despre pediatrie. A, am înțeles, da. Măi, eu de vreo 3 săptămâni încoace mi-am făcut un obicei. La câteva zile îl sun pe managerul de la Spitalul de Pediatrie. Să trăiți. Cum mai e cu aparatul ăla? Știți, e cu procedura. Păi, domne, cât durează, domne, procedura? Două săptămâni maxim, asta era acum o lună. Dar care este? Unde s-a împiedicat procedura? Nu e împiedicată procedura, dar știți, trebuie să treacă cele 5 zile de contestații. Alea 5 zile de contestații au trecut acum 2 săptămâni. În momentul de față se discută despre atribuirea contractului unei societăți după trecerea perioadei de contestații, astăzi când vorbim, da, urmând să se achiziționeze aparatul de către compania respectivă, că abar n-am cine și nici nu mă interesează, să se aducă aparatul, să se monteze aparatul, să se trimită la specializare sau să vină specialiști care 2-3 zile să verifice personalul, să-l instruiască, după care să se pună în practică, da? Să se pună în folosință aparatul, cu speranța că nu pățim la fel ca la județean, da? Unde apare COVID-ul la Ploiești, dispare la București la Institutul Matei Balș. Deci trecând peste povestea asta, că dacă intri pe Facebook-ul domnului primar Adrian Dobre,
Zici că este călare cu un dragon și luptă cu COVID-ul de dimineață până seara, de leșină, de oboseală, pică lat în pat, seara de luptă cu COVID-ul. Mai ia și pauze, pentru că, uite subiectul pe care mi-am propus neapărat să-l discut cu tine, primarul Adrian Dobre a anunțat că a semnat contractul de finanțare al unui alt proiect important pe fonduri europene, reabilitare, bază materială, transport auto, depou, tramvaie și autobază, trolebuze și autobuze, valoare peste 91 de milioane de lei, depou de tramvai, autobază de trolebuze și autobuze electrice moderne și la standarde europene și este vorba și de achiziția este complementar și interdependent cu proiectele de achiziții mijloace de transport în comun, 20 de tramvaie, 20 de trolebuze și 9 autobuze electrice, achiziția 3 stații de încărcare rapidă și 9 stații de încărcare lentă. Acum, sigur, Ploieștiul are nevoie de autobuze, de trolebuze, cum are nevoie de foarte multe alte lucruri. Dar eu voiam să abordăm acest subiect, să te rog să abordăm acest subiect și din altă perspectivă. Asta am văzut la domnul primar Dobre. Ce crezi că va scrie pe rețelele de socializare domnul Ganea, viceprimar al municipiului Ploiești? Pentru că suntem obișnuiți cu un război așa pe rețelele de socializare, când punctează unul, când celălalt. Mă gândesc că va scrie domnul Ganea, a semnat primarul, dar eu am muncit să fac proiectul ăsta. Nu știu, am asistat de-a lungul timpului la astfel de situații. Nu, primarul a ținut pixul, eu am ținut capacul. Așa e la noi, bă, Cristian, da? Ganea, viceprimar al municipiului Ploiești, da, am ținut capacul atunci când s-a semnat. Domne, ridicol. Deci oamenii ăștia discută, deci este vorba despre un proiect cu cofinanțare unde milioane de euro sunt tocați, sunt consumați. Uite, nu vreau să fiu răutăcios, da? Bun, sunt consumați de la bugetul local în completarea sursei de finanțare europeană. Acele milioane de euro care urmează să fie primite pentru terminalul multimodal de la județean, care cuprinde și achiziția unor autobuze. Deci e o șmecherie aici pe care încă n-am identificat-o până la capăt, dar tratez subiectul, pentru că la un moment dat, în discursurile domniei sale, domnul Dobre a aruncat așa o vorbă, că presa e răuvoitoare cu domnia sa. După ce 3 ani de zile presa, nu că l-a menajat, l-a tratat într-o manieră de care poate alți primari nu au beneficiat. Dintr-un motiv simplu, că domnul primar Dobre a pozat într-un om interesat, serios și la locul lui. Un discurs pe care și l-a schimbat domnul primar Dobre de câteva luni de zile. Domnul primar Dobre de câteva luni de zile a descoperit că presa este rea și că această cofinanțare legată de niște proiecte, unele din ele necesare, altele din ele absolut inutile în acest moment în care discutăm despre un oraș care arată jalnic din multe alte puncte de vedere, a reușit să inducă opiniei publice la un moment dat ideea că este bine intenționat și alții sunt rău intenționați. Haideți să vă explic cum stă treaba din punctul meu de vedere. Da? Toate proiectele gestionate de municipalitatea ploieșteană trec printr-un proiectant care a câștigat un contract cadru la Ploiești acum câțiva ani de zile, în urma căruia acest proiectant își ia niște bani, cotă parte din fiecare proiect câștigat și finanțat de primăria Ploiești. Ba nu, nu câștigat. Din fiecare proiect desenat și livrat către primăria Ploiești, acest proiectant încasează niște bani. În mod logic, putem raționa faptul că dacă orice proiect, o bilă, o bordură, un terminal, un copăcel, costă mult, și procentul încasat de acest consultant matematică, care numește proiecte europene este mai mare. Da? Clar, e aritmetică. Acest consultant, repet, că am mai spus-o, dar primarul Dobre are tendința în ultimul timp să mă enerveze, să îmi crește tensiunea permanent când deschid Facebook-ul. Da? Acest consultant, încă de pe vremea
primarului Andrei Volosevici avea un contract în care se stipulau următoarele aspecte. În momentul în care consultantul predă proiectul către primăria Ploiești, primește 20% din valoarea procentului pe care este îi se cuvine. Da. După avizare la minister, dacă era prin Ministerul Dezvoltării sau la Fondul European, mai primea 20%. După aprobarea finanțării, mai primea 60%. Și consultantul își lua banii. Știi ce se întâmplă în mandatul primarului Adrian Dobre? Consultantul ăsta vine cu proiectul desenat și primarul pleacă cu OP-ul la bancă. Și îi dă banii 100% înainte de a ști dacă aceste proiecte sunt sau nu aprobate. Tu ai niște probe în favoarea a ceea ce spui acum, Sebi, nu? Așa s-a schimbat contractul, sigur. Am înțeles. De pe vremea lui Bădescu. De pe vremea lui Bădescu s-a acceptat faptul că 40% sunt buni înainte de aprobarea la finanțarea contractului. Acum, pe vremea lui Dobre, 100% sunt buni. Motiv pentru care t-a auzit prin primăria Ploiești că sunt persoane care spun că așa și ce mă interesează primăria că se aprobă sau nu, eu îmi iau banii oricum. Da. Asta se aude pe holul. Da. Și atunci te întreb eu, cine mai urmărește proiectul ca Bordurica, ca liniuța de tramvai, ca stâlpișorul de la Multimodăluț să fie bine făcut, dacă banul oricum s-a luat? Cine mai este interesat? Cine e curios? Presa! Băi, nu știu, eu știu un singur lucru. S-au comasat niște proiecte, unele neeligibile, la cofinanțare, cu altele cofinanțate, s-a ajuns la valoare de 91 de milioane pe care ai pronunțat-o și tu mai devreme. Și tare mie teamă că acel comisionaș către acea firmuliță despre care vorbeam mai devreme se calculează la 91 de milioane, Victor, nu la partea de cofinanțare. Ce spui tu acum este doar o presupunere, ca să transmite mesajul foarte corect. Da, este doar o presupunere, da. Da? Deci asta cred eu, pentru că altfel nu se explică vehemența primar, da, în a descoperi după 3 ani și jumătate de mandat că presa este ostilă. În condițiile care a fost cel mai menajat, cel mai mângâiat pe creștet primar din istoria recentă a Ploieștiului. Din motive, nu știu, eu noi cel puțin nu i-am descoperit chestii 3 ani de zile. N-am avut ce să zicem despre asta. Sebi Ignat, după emisiunea trecută, imediat la o oră după ce am terminat emisiunea, domnul primar a postat pe rețelele de socializare niște blămuriri. A considerat dumnealui că e necesar să posteze, apropo de ce s-a discutat aici în emisiune. Mă gândesc că în lumina la ce ai spus tu până acum, poate că domnul primar, la o oră după ce se termină emisiunea, adică în 30 de secunde, va posta niște lămuriri și va lămuri lucrurile sau va încerca să lămurească lucrurile. Chiar sunt curios ce va posta, dar să aibă grijă că data trecută a postat niște tâmpeni. Da. Să sperăm că va fi pe placul tău acum. Îți mulțumesc mult. Nu trebuie să fie pe placul meu. Să fie clar și... Da, 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 da. Cinstit, nu clar, cinstit. Ăsta e cuvântul pentru domnul Dobre. Am înțeles. Dacă se uită la emisiune, așteptăm postarea dumnealui și încercăm să ne lămurim. Îți mulțumesc tare mult, Sebi Ignat. Abia aștept să mai facem o emisiune împreună, pentru că este pentru mine cel puțin și sunt sigur că și pentru foarte mulți dintre telespectatori este o plăcere să dialogul cu tine. Îți mulțumesc tare mult, mulțumesc, Sebi. Mulțumesc pentru invitație, Victor. Să ne vedem cu bine în emisiune, dar și în afara emisiunii. Abia aștept 15 mai să ne întâlnim, să bem o cafea împreună și să stăm la povești, așa cum făceam odinioară. Seară frumoasă îți doresc în continuare, Sebi. Seară bună! Repetăm cifrele zilei înainte de finalul emisiunii. În România, deci la nivel național, 13.512 cazuri înregistrate astăzi la orele 13. Numărul deceselor, am actualizat cifra în timpul emisiunii, numărul deceselor a crescut la 818, Prahova 70 de cazuri confirmate pozitiv și 3 decese.
Să sperăm că vom asista și la o scădere, că am atins odată vârful ăla despre care se tot vorbește și că vom asista la o scădere a acestor cifre, a numărului de infectați în ziua respectivă. Să sperăm că și numărul deceselor din fiecare zi va scădea și să ne apropiem cât mai repede de 15 mai, o zi pe care o așteptăm cu toții cu foarte, foarte multă nerăbdare. Ne revedem mâine seara la 18:30. Până atunci vă doresc toate cele bune și multă, multă sănătate.